care o să fiți nominalizați, vă rugăm frumos să urcați pe scenă, dacă se poate și profesorul coordonator și echipa care este nominalizată. Bun. După cum vedeți, am emoții. Avem aici, în primul rând, pentru școlile speciale, premiul 3 din cadrul secțiunea școli speciale se acordă școlii profesionale speciale Breaza. Vă rugăm pe scenă, vă felicităm. Și vă invităm pe scenă. Și copiii și coordonatorii, vă rugăm frumos. Coordonator Angel Corina, Stan Iuliana. Să-i mai aplaudăm, felicitări copii. Felicitări la acolo. Felicitări. Am văzut acolo pe surioara mea, vin aici, te rog frumos. Îți promis să te aranjez frumos pentru bal. Așa este. Ei, oricum îți mulțumesc. Continuăm, premiul 2. Secțiunea școli speciale, cum am spus. Școala gimnazială specială Vălenii de Munte. Coordonator al echipei de teatru de la Vălenii de Munte, doamna comisar Adriana și Ione Monica. Felicitări copii! Secțiunea școli speciale se acordă școlii gimnaziale speciale numărul 1 București. Coordonator Bujoret Constanța, Borcea Svetlana, doamna Sânziana și doamna Ramona. Stănescu, Ramona și doamna Sânziana. Poți fi felicitări! Haideți să vă
secretarul se străduiește să ajungă la noi. O așteptăm. Felicitări, doamnă! Felicitări, copii! Perfect, bun! Haideți, copilași! Felicitări! Felicitări, copii! Felicitări, doamna coordonator! Continuăm. Premiul 3 se acordă școlii gimnaziale din Scoarele Prahova, coordonator Madalenița. Poftiți? Haideți, puta! Felicitări! Doamna coordonator Vaga Doinița și Miclescu Elena, ce scuze! Felicitări! Premiul 2! Felicitări, copii! Premiul 2! Se acordă școlii gimnaziale Scrutești Buzău pentru piesa Cenușăreasa Modernă! Felicitări! Coordonator Poșocaru Dumina. Felicitări, copii, haideți să-i mai aplaudăm o dată. La acest festival. Mulțumesc domnului
Alexandru Decusar, care a compus muzica pentru povestea mea Privegătoarea Dafne. Mulțumesc doamnei Ana Maria, care este coreograf. Mulțumesc directoarei școlii primare din Ialoveni, care a ales această poveste a mea și a adus-o aici pe scenă, în această formă frumoasă. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc directorului Casei de Cultură, care ne-a primit. Mulțumesc gardei, care a fost atât de atentă cu noi, părintelui Tenase, care ne-a cazat, ne-a hrănit. Mulțumesc părinților care sunt aici alături de noi. Și acum, în afară de aceea că vorbim, este și ceva înscris. Doamna directoare Ana Hâncu, vă rog, apropieți-vă. Da, și spuneți pe una care... Da. Diplomul de excelență se discernează doamna Stănică Floarea, directă școala gimnazială specială orașul Vărenii de Munte, pentru parteneriatul de succes în cadrul Festivalului Internațional Viața Bate Teatru, ediția 1. Vă rog de mult! Și desfășurat de școala primară Ion Creangă din orașul Ialoveni, cu genericul Grigore Rieru, poet al cetății Graiului. Felicitări, doamna Iene Monica! Îi mulțumesc domnului Petre Crăciun, scriitor din București, de la dumneavoastră din România, că a venit astăzi și a fost alături de noi, de toți, de copiii aceștia minunați, de dumneavoastră care ați înfrumusețat sala. Mulțumesc copiilor acestor îngerași frumoși, care au prezentat atât de frumos povestea Privighetorii Dafnei. Poftim, domnule Petre Crăciun! Bună ziua, bine v-am găsit, felicitări și organizatorilor, dar mai ales copiilor, tuturor, de la toate școlile care au participat. A fost un festival extraordinar. Eu aici reprezint și portalul Literatură Copii și filiala de copii a Uniunii Scriitorilor și ne-am gândit, pentru frumusețea, pentru valoarea, dar și efortul deosebit și munca de luni de zile a copiilor de la Ialoveni de Republica Moldova, vrem să acordăm, merită toți diplome și au primit, dar vrem să le acordăm lor, în special, diplome din partea, am spus, portalul Literatură Copii și a filialei Uniunii Scriitorilor, domnului Alexandru Plăcintă, cu felicitări pentru activitatea dânsului deosebită. Ale noastre sunt personalizate pentru fiecare. Doamna Alexandra Hâncu, directorul școlii. Domnului Alexandru Dicusar, multe felicitări. Eu cunosc activitatea și el a fiștinoșului. Doamna Ana Maria Ciubotaru, felicitări! Și am, vă rog să-mi permite să-i citesc pe toți copiii pentru a vedea cum se numesc. Adriana Cacenco. Felicitări! Antonio Savides. Felicitări! Alice Savides. Mădălina Bianca Cioban. Emilia Bălan. Emilia Bălan sau nu?
Otilia. Cred că s-a primit o greșeală. Lucian Cernat. Natalia Abraniște. Nicoleta Abraniște, pardon. Valeria Chiron. Bianca Ciobanu. Da? Da? Are. Înseamnă că am făcut două. Cristian Crăciun. Antonella Garțapuc. Da? Vasile Garțapuc. Ești aici? Da? Anastasia Hareas. Da. Constantin Ignat. Constantin Ignat, Nicoleta Leancă, cine este? Felicitări. Dinu Oprea aici. Dionisie Olaru. Este? Felicitări. Liviu Pașa. Aici, felicitări. Nicoleta Plămâteală. Felicitări. Mai avem. Și vrem să acordăm și noi, doamnei director, Floarea Stănică, o diplomă pentru felicitări. Noi am fost și parteneri media, felicitări și să ne vedem pe ediția a doua a festivalului. Mulțumesc! Vreau să-i mulțumesc și scriitorului Victor Gheorghe Stan de la București, care tot a venit astăzi și a fost alături de noi. Poftim, Victor Gheorghe Stan! Veniți în scenă! Mulțumim pentru participare, mulțumim pentru că ați fost la prima ediție a acestui minunat festival și noi, cei care luptăm pentru promovarea copiilor, a fost un moment dumnezeiesc, pentru că și la Plopeni se fac pași pentru cultura neamului românesc. Mulțumim fraților care au venit din Basarabia. Mulțumim tuturor dascălilor care și-au lăsat sufletul de lumină în această sfântă casă de cultură. Mulțumim domnișoarei inspector care a fost alături de noi și la jurizare și pentru că astăzi aici s-a mai făcut un pas în lumina neamului românesc. Sunt sigur că acești copii vor duce mai departe lumina neamului românesc și a limbii române. Vă mulțumesc și succes la următoarele ediții! Mulțumim tuturor. Aș vrea să mai mulțumim și celor care ne-au ajutat în